Yasmina Halas, fosta soție a fotbalistului Cristian Daminuță, este din nou fericită și a depășit depresia pe care a avut-o în ultimele luni, acum, după ce s-a îndrăgostit. După ce o bună bucată de vreme a încercat să fie cât mai discretă, frumoasa Yasmina Halas a decis să facă lumină în ceea ce privește viața ei amoroasă. Cu atât mai mult cu cât blondina este una dintre cele mai curtate domnișoare de pe la noi. Așa că, zilele trecute, Yasmina Halas a decis să-și prezinte public jumătatea, declarațiile de dragoste făcute pentru bărbatul pe care îl iubește fiind de-a dreptul siropoase. Yasmina este îndrăgostită până peste cap de Alin. Au fost foarte discreți când a venit vorba de expunere, au preferat să vadă cum se înțeleg înainte de a-și asuma relația. Yasmina a învățat din experiențele din trecut. Acum însă, este îndrăgostită, mai ales că el o răsfață și o tratează ca pe o adevărată prințesă. De aceea, de ceva vreme, Yasmina este mai liniștită ca oricând, nu o mai interesează să facă extravaganțele pe care le făcea acum un an, preferă să-și trăiască viața alături de Alin și să se bucure de fiecare moment. A trecut și de depresia pe care o avea, este fericită, zâmbește mai mult ca oricând. Spune despre el că este iubirea vieții ei, iar asta spune totul, ne-a spus, în exclusivitate, o sursă din apropierea Yasmin Halas, fosta soție a lui Cristian Daminuță. Cristi Daminuță și Yasmina au divorțat după o nuntă fulgerătoare. Cristi Daminuță și Yasmina Halas au decis să pună punct căsniciei lor, deși păreau să aibă o relație ideală. Cei doi nu au așteptat mult înainte de a lua decizia de a-și lega destinele și au făcut nunta după doar 6 luni de relație. Relația lor a fost, însă, una presărată cu despărțiri și împăcări, iar de data aceasta decizia este una definitivă. Iar Yasmina a vrut să împărtășească pe pagina ei de Instagram cât de importantă este ziua divorțului, așa că a făcut publică dovada că ea și Daminuță nu mai formează un cuplu nici măcar din punct de vedere legal. M-am trezit, iar astăzi este o zi foarte mare și foarte importantă, a spus ea. Blondina nu a spus exact ce avea de gând să facă, dar ulterior a dezvăluit care era evenimentul pe care îl aștepta cu nerăbdare. Ea a fotografiat certificatul de divorț și i-a transmis fotbalistului un mesaj. La revedere, soțiule! Își doresc toate cele bune, a scris Yasmina, fosta soție a lui Cristi Daminuță.